Mirela Vaida a fost scoasă din minți de reacția lui Sorin Ovidiu Bălan cu privire la un caz de violență domestică, prezentat în cadrul emisiunii pe care aceasta o prezintă. Mirela Vaida, profund deranjată, i-a reproșat invitatului ei, Sorin Ovidiu, faptul că i-a ținut partea unui bărbat care ar fi fost violent cu soția și fiica lui. Acesta o acuză pe partenera lui de viață că l-ar fi înșelat cu preotul din sat. Prezentatoarea nu s-a putut abține și a reacționat dur. Bărbatul pe nume Victor a fost invitat în emisiune pentru a expune situația în care el și soția lui se află. El crede că femeia l-a înșelat cu preotul, după ce a găsit mai multe mesaje dintre cei doi, soțul femeii l-a confruntat pe duhovnic și a ajuns la concluzia că cei doi au avut o aventură. Iulia, fiica de 25 de ani a bărbatului, a intervenit telefonic în cadrul emisiunii și a povestit traumele pe care le-au trăit ea și frații ei în copilărie din vina tatălui lor. Bărbatul ar fi fost și este în continuare foarte violent. Tânăra neagă infidelitatea mamei ei și a declarat că aceasta a înaintat actele de divorț pentru a pune capăt, în sfârșit, chinului. Sorin Ovidiu Bălan a comentat declarațiile fetei, spunând că este doar o poveste scrisă pe foaie. Domnișoara Iulia, felicitări! Citiți foarte cursiv. Nu pot să pun nicio bază pe ce ziceți. E scrisă de altcineva. Mi-am dat seama că e compunere, a spus acesta. Omul de televiziune a insistat pe ideea că femeia ar fi putut fi infidelă, fapt demonstrat de mesajele dintre cei doi. Fiica acesteia a explicat că mama ei avea o legătură strânsă, atât cu preotul, cât și cu soția acestuia, care au ajutat-o în timp ce trecea prin calvarul iscat de Victor. La rândul ei, Mirela Vaida a apărat-o pe femeia acuzată de infidelitate, care a trecut prin bătăi și abuzuri. Nu sunt de acord cu tine. Încerci să mergi pe o acuzație ca la inchiziție și să spui: hai să-ți spun ceva. O viață întreagă de traume, dacă e adevărat ce spune această fată, nu o face pe femeie nici măcar să aibă dreptul să vorbească cu un preot, căci cu orice alt bărbat ar fi vorbit era mai nasol. Nici la preot nu mai putem vorbi, că sigur ne o trage preotul sau ceva. E bine ca femeia să stea 50 de ani într-o căsnicie și să suporte toate bătăile și copiii să fie traumatizați, dar n-are voie să vorbească cu preotul, că vine Sorin Bălan și spune că femeia a făcut ea ceva și și-o merită. Uite că nu sunt de acord, a transmis Mirela Vaida, scrie România TV.